se trece, limbi prin calendar, cu ochii stau prin poze de cândva. Dorul de vară mă cuprinde. Valeria, bună ziua și bine v-am găsit. Uitați-vă că noi am venit cu o mică surpriză, să vă aducem bucurie în casă dumneavoastră, căci împlinesc o vârstă frumoasă astăzi, da? Mulți ani înainte, în primul rând. Și vreau să vă mâin acest buchet de flori pentru dumneavoastră, bucurați de ele. Aici aveți o tortă pentru masa de sărbătoare, ca să vă îndulcească viața dumneavoastră frumoasă. Așa. Iar dumneavoastră șampania, ca să serviți în cinstea soției dumneavoastră. Așa. Și un coș cu fructe, căci aveți nevoie de vitamine, să le consumați neapărat. Așa. Dar spuneți-mi cel mai important, de la cine credeți că poate să vină aceste surprize frumoase? Cine aceste poate... surprize frumoase poate să vină de la... Peținova Lucia. Așa, adică fiica dumneavoastră, da? Fiica, da. Ginerele, nepoțica. Da, sigur că este din partea lor, care cu părere de rău îți cere scuze că n-a putut să vă mână aceste surprize frumoase. Mulțumim. Care a mai transmis și un mesaj de felicitare pentru dumneavoastră. Și mesajul sună așa. Dragă noastră mămică, chiar dacă noi suntem departe de tine și nu putem să te strângem, îți spunem un sincer la mulți ani, cu multă stimă și respect, cu gândul mereu la tine, fiica Lucia și Tania, nepoțica Gabriela, ginerele Iaroslav și Vasile. Îți dorim sănătate multe și mulți, mulți ani înainte. Te pupăm dulce. Mulțumim. Și dacă aveți și dumneavoastră să-i transmiteți un mic salut. Sănătate, să le dorească mama și să vie acasă să o vadă pe mama. Și sănătoși, nepoțica și sănătoși și aici și sănătoși. În primul rând și vouă vă mulțumesc frumos că ați parcurs drumul ăsta și mi-ați adus darul.